Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectivă. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Continuăm cu trei titluri din Monitorul de Suceava. Cursul de calificare pentru o meserie tot mai căutată, cea de asfaltator. Mai ales că vine autostradă, nu e nevoie. Interesant subiectul, da. Da, interesant. Da. Da. Bun, mai acum, primim și comunicate am văzut că de la sunt, da, cursuri de dulgher, ferar betonist, acesta are o durată de 5 luni și cel de asfaltator de 3 luni. Deci chiar avem bun, nevoie de mână de lucru, care da, să caută. Bun, aici la forțele de muncă, nu? Da. Adică sunt firme care au nevoie de meseriași, de specialiști în domeniu, de oameni calificați în domeniu, da. Și se adresează forțelor de muncă solicitând. Da. Poate sunt asfaltatori în șomaș. Da, da, în înregistrat. Da. Atunci, nefiind, ei se ocupă și la forțele de muncă să organizeze cursuri de perfecționare sau, mă rog, de calificare. Da, astea sunt meserile care se cer. Pentru că mai avem mult de asfaltat încă. În județ Dumnezeu și în municipiu. Acum, dacă am asfaltat cât ar trebui să asfaltăm, ar trebui ca în următorii 20 de ani, 30 de ani, asfaltator, deci asigurat chiar și ferar betonist, că să pune, da, și acolo, da, să fie meserii extrem de căutate. Vorba, da, ta, te apuci, da, de meseria asta și poate ești la pensii, da, din meseria asta, știi? Și în construcții salariile sunt de acum destul de bunicele. Bine, munca este munca grea. Este. Munca, da, este, da, grea și salariile, da, sunt apreciabile. Da. Mergem mai departe, la Bucșaia va funcționa cea mai mare tabără pentru copii și tineret din țară, cu 900 de locuri. Am evoluat, ne-am dezvoltat ca jurnaliști cu tema asta, Bucșaia. Revenea perioada 96-2000, iarăși exista și un director la tabăra Bucșaia, da, cu toate că ea nu funcționa, nu avea, eram în paragină. Iarăși vârfuri... Dar se organizau diverse manifestări. Da. Da. Fostul prefect Mirela Domnicăi și ea s-a ocupat de... Apoi iar a dispărut. Au fost diverse... În... Deci tabăra Bucșaia, pentru cine nu știe, înainte de 89, era tabăra internațională. Da. O tabără extrem de apreciată. Acolo locația este excepțională ca și poziționare. Lângă pădure, spațiul este imens. Da. Da? Terenul de sport... mai multe case răspândite pe acea suprafață. Era într-adevăr o tabără internațională și care era foarte căutată. Era și cantonament pentru echipele. Da, vine. După 90 s-au încercat diverse variante de, ca de obicei, tot ce a fost în comunism bun, adică tot ce a fost în comunism s-a stricat, indiferent că era bun sau rău. Acum, au început de ceva ani aceste să... Deci mulți ani, de fapt, să reia tabere. Există tabere private înființate în diverse locuri din țară, în special în zonele de munte. Tabere, să spuneam, private, cu care personalul este foarte bine calificat, instruit și implicat în ceea ce se face acolo. Nu sunt așa multe tabere. Ca să mergi într-o tabără, trebuie să o iei din timp. Prețurile sunt mari. În privința taberei Bucșoaia, cum spuneam, au fost de-a lungul anilor mai multe proiecte în discuții, nu puse, da, pe hârtie. La un moment dat, Gică Popescu, că... fostul mare, da, internațional, da, vizitase tabera Bucșoaia înainte, chiar cu... El a fost condamnat luni la închisoare și în weekendul acela, înainte, da, a vizitat, da, și a zis, da, cum face aici o bază de... nu o bază, o centru bază pe un centru de excelență pentru, mă rog, a venit condamnarea, cum, din ce motive, mă rog, e altă poveste. A picat. Acum, Gheorghe Flutur inițiază această tabără, o reînființează. Da, foarte frumos. Bine, a văzut acum, trebuia să va fi amenajat pe zone, zona de promovare a culturii, biserici și mănăstiri, zona de case tradiționale, atelierii pentru pictură, olării, sculptură și lucru în lemn. Zona de agricultură tradițională, bucătării dedicată tinerilor și așa mai departe. Bucovina miniatură va fi o atracție deosebită. Bun, acum poate noi privim așa ușor ironic. Ironic, da.
aceste trebuie zone. Să da. Dar trebuie ocupație. Să da, trebuie eu, să nu, la urmă să știm că cine zonă vine de recreație. Da, până. Cine vine și vede, deci sunt niște obiective da. Care pot fi și sunt cu siguranță foarte atractive pentru cei care ar putea veni într-o astfel de tabără. Mai ales dacă se poate face, evident se poate realiza, cum a fost toată, spuneam, la nivel internațional. Orice s-ar face acolo, că e centru de exemplu pentru fotbal, că va fi o nouă tabără, se facă pentru că e păcat de acel loc. Da. Și uite să, nu știu exact când s-a închis, imediat după 90, nu chiar imediat după 90, cum ai spus tu, și prin 2000, da. 2000 și ceva, funcționa ceva acolo. Da. Da, avea un director, avea cantina, se făceau mese, se făceau nunți, da. Da. Funcționa așa ca o, nu știu ce, da? Ca o cantină și niște locuri dormit. Dar nu mai exista acest sistem de tabere, de cantonament, sau poate au fost și cantonamente o perioadă, dar, mă rog, condițiile s-au degradat. Cu trecerea fiecărui an s-au degradat și e păcat, e păcat să nu fie exploatat la maxim acel loc. Și ultimul titlu din monitorul de Suceava selectat, monitorul de Suceava neobișnuit cu subiecte inedite, ca să spun așa, da. Altele decât cele care ne vizează administrația, eu știu, fapte antisociale și așa mai departe. Un șef de post care putea ieși la pensie de 5 ani, prinde hoți și tâlhari, da? Și rămâne pe baricade cât va mai fi sănătos. Asta în condițiile în care pleacă din sistem da. La 46-48 de ani. Da, e vorba de șeful de post din Păltinoasă, agentul Vasile Grumăzescu, agent șef principal. Da, e de apreciat, el are 52 dedicat de ani. Meserie. Luna viitoare, acum urmează să împlinească, deci în februarie am înțeles la colegul meu Florin Paiu, crasă materialul, 52 de ani și are deja 31 spre 32 de ani de muncă. Putea ieși la pensie, așa cum ai spus, de 5 ani, după 25 de ani de activitate. Înseamnă să fii o dedicat în meserie, să fii... Atât timp cât este folositor în zona, adică... Nu știu, poate e un om care îi place să fie activ, da. Nu poate sta acasă, cum sunt meserii care te obligă, prin specificul lor, să fii activ și după ce ești la pensie ajungi să ai mari probleme de acomodare. Asigură... Dar siguranța concetățenilor. Dar aici, în cazul acesta, vorbim, cum ai spus tu, acest context în care foarte mulți polițiști se pensionează imediat ce au făcut 25 de ani să pensionează. Ies cu o pensie frumoasă, după aceea se mai angajează în altă parte. Sau își deschid firme. Putea face și domnul Grumăzescu la fel. Dar uite că n-a făcut-o, prefera să rămână în poliție. Deci e foarte interesant. N-a avut o, să spui, activitate... liniar, așa, fără probleme, care a stat acolo că n-a avut niciodată probleme. Recent, acum un an sau doi, am scris noi, a fost lovit în față un scandal de asta cu o scândură, suferit o fractură de piramidă nazală la Valea Moldoviței. Și era însoțit de o polițistă de acolo și a fost lovită, mă rog, a tras două focuri de armă în plan, sau nu două, vreo șapte sau opt, parcă, așa, plan vertical, apoi unul în plan orizontal. Deci n-a fost fără, și asta a fost recent, un an sau doi în urmă, știi? Când ești lovit și cu o scândură în cap, trebuie să-ți pui o serie de întrebări. Trebuie, gata, mi-ajunge, poți să ies la pensie, ce să-mi riz viața, știi? Cu atât mai mult e de apreciat, iar noi revenim la contextul pe care îl menționai tu. Ideea este asta, oamenii ăștia ajung la vârful carierei profesionale din punct de vedere al cunoștințelor acumulate acum, în jur de 50 de ani. Da. Pe 25-30 de ani poți spune că ești la maxim. Da? Da. Știi tot, știi hoții de frică, pentru că știi de unde să iei, unde să mergi, unde să găsești. L-ai menționat, Dumnezeu să pe Halaicu. Da, am menționat, trecută, vorbeam de fostul comisar Halaicu. Când ai a ta experiență, ce spuneam și în emisiune trecute, exact când ești la apogeul carierei tale din punct de vedere profesional, ești la pensie. Te forțează sistemul, te forțează ghinele de rigoare să ieși la pensie. Adică e mai avantajos să ieși la pensie decât să stai ca polițist. Da. Asta nici măcar nu poți acuza pe cei care o fac. E vina statului care se complace sau s-a complăcut, nu știu, poate din punct de vedere electoral atunci. Mai da niște... sau anumite interese, știm bine cum ajung foști
Da, polițiști acolo și hai, cinci, da? Da, da, hai să, nu ziceam, ajung în vârfuri, în diverse structuri, m-a fost și generalul Oprea, care din bodyguardul lui Miron Cosma a ajuns general și ministru, da? Da. Ajung oamenii acolo, hai să facem niște legi pentru băieții noștri. Da, da. Da. Continuăm cu titlurile selectate din presa națională. Bubuie scandalul vaccinurilor COVID. Ursula von der Leyen, da? Ar urma să fie audiată în Parlamentul European pentru contractul cu Pfizer. Greu se mai mișcă lucrurile în această zonă. S-a scris și în presa, cel puțin presa din Germania, a măturat pe jos cu doamna Ursula. Dar se mișcă, nu știu, doamna, cum o cheamă, Chioveși. Da, am înțeles că și doamna Chioveși s-a autosesizat sau? A deschis, parchetul european a deschis o anchetă asupra contractului de vaccinuri. Aici e vorba, știm bine, de miliarde de euro. Da. Iar acele contracte sunt secretizate. Da. Dar ceea ce nu e normal, e un contract cu niște firme private. Noi am fost criticați, România a fost criticată pentru o serie de... Da, România a fost criticată la către Bruxelles. Bruxelles secretizează. Cât secretizezi? 50 de ani și află după aceea că din 5 publici. Miliarde de euro, poate 500 de milioane a primit și pagă nu știu care. Da. Nu e normal. Cu siguranță se vor desecretiza. În condițiile în care soțul doamnei, am înțeles, e CEO într-o firmă... Da, am înțeles chiar la Pfizer. Pfizer, da. Nu e normal, tu negociezi cu soțul tău, în fine. Da, ideea, cu siguranță vor fi desecretizate și cu siguranță se va face o anchetă. Pentru că iritarea este maximă. Dar apropo de iritare, tot în această perioadă a mai izbucnit un, hai să spunem, scandal la nivel național. După ce Bogdan Oprea, specialist în comunicare, a fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, dar și al Președinției României, a postat într-o seară pe pagina sa de Facebook un amplu material în care acuză pe cei care se ocupa de campania de vaccinare că au mințit în legătură cu mai multe aspecte ale acestuia. Vreau să precizez la început, Bogdan Oprea menționează la finalul postării sale, care repet este una amplă, că a susținut vaccinul și crede că este singur, vaccinarea a fost singura modalitate prin care am reușit să trecem de pandemie. Este în condamnă să o țină doar la vaccinul și așa mai departe. Dar ce spune domnul Oprea? Începe, ca ridicul o să fie clar din capul locului, raportul de activitate poartă... Deci vorba un raport de activitate făcut de platforma aia, așa, RoVaccinare. Deci poartă titlul, raportul RoVaccinare, misiune îndeplinită. Dar spune domnul Oprea că la coada raportului afli că a fost vaccinat un procent de 41,85% din populație. Deci cum e misiunea îndeplinită, în fine... Apoi spune domnul Oprea așa, absolut îngrijorător, raportul publicat pe ascuns ne arată în premieră partea pe care autoritățile s-au chinuit atât de mult să o ascundă și să o mușamalizeze. Raportările de efecte adverse, credeți-mă, știu ce vorbesc când fac referire la mușamalizare și din perioada scurtului meu mandat de purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, ianuarie-martie 2021 și din ulterioare experiențe medicale legate de vaccinare. Raportul de activitate al CNK indică acum negru pe alb 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile. Ce aflăm din raport? Că au fost 15 cazuri de boli inflamatorie ale inimii, miocardite, pericardite, etc. 18 cazuri de tulburări hematologice, 20 de cazuri de afecțiune ale sistemului nervos, inclusiv 16 cazuri de paralizie facială, 424 cazuri de reacții alergice și 12 cazuri de șoc anafilactic. Ok. Mai întreabă domnul Oprea, câți dintre acești oameni, repet, nu cifre, au murit? Câți au rămas bolnavi și cu sechele pentru tot restul vieții? Câți au beneficiat de analize medicale și tratament asigurat de stat pentru că au crezut mesajele autorităților care vorbeau doar despre beneficii și care mușamalizau cazurile de efecte adverse? De câți ați avut grijă și în ce fel domnilor și doamnelor de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților pentru Vaccinare împotriva COVID-19? A spus, cum spuneam, fostul purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății. Știți de ce ați avut o rată scăzută a vaccinării? Ați mințit. Spune domnul Oprea, care, repet, afirmă poziția de susținător al vaccinului și al vaccinării și așa mai departe. Deci, încă o dată, raportul
spune domnul Oprea, arată pe ascuns, raportul publicat pe ascuns, ne arată în premieră o parte pe care autoritățile s-au chinuit atât de mult să o ascundă și să o mușamalizeze. Deci, raportările de efecte adverse. Bun, acum, vorbim de 41.486 de reacții adverse post-vaccinare grave, să spunem. Da. Bun, din 4 milioane, cum am văzut că era un comentariu, nu sunt multe. 41.000 din 4 milioane nu sunt multe. Da. Problema este alta. Domnul Oprea dă un exemplu când era purtător de cuvânt și era o femeie care suferise o paralizie facială în urma vaccinului. I-au trimis imediat comunicat de presă, a venit domnul Gheorghiță, nervos, așa, să infirme, să nege, că nu e adevărat, că nu s-a dovedit că nu știu ce, că nu din cauza vaccinării, nu din cauza vaccinului, a suferit acea paralizie facială temporară. Ce se întâmplă? Asta, am vrut să mă opresc asupra acestui subiect, deoarece este o problemă mai veche a clasei noastre politice, începând de la nivelul local și județean și terminând cu nivelul central și în special nivelul central, pentru că acolo sunt cele mai importante aspecte care trebuie comunicate opiniei publice. Noi în perioada asta a pandemiei am avut doi mari comunicatori, domnul Arafat și domnul Gheorghiță. Da? Niciunul nu este epidemiolog, da? Da. Și niciunul nu are treabă cu comunicarea. Acum, ce mare lucru comunicarea? Ieși și vorbește. Da? Ce nu știe domnul Arafat și în special domnul Gheorghiță, care o fi poate un medic excepțional, ce nu știe că această materie, sau cum vrei să spunem, comunicare, este o știință. Da, o știință absolut. Despre care s-au scris zeci sute de manuale. Și mai important, crezi sau nu, comunicarea este cea mai importantă știință de pe acest pământ. Mai important decât matematica, decât fizica, decât chimia. Văd că mă privește așa ciudat. Da, nu, și am să explic de ce. Hai gândește prin absurd că de la începutul omenirii, da, din epoca de piatră, oamenii nu ar fi comunicat nicicum. Nici verbal, nici non-verbal. Da. Da? Adică nici prin gesturi, nici vorbi, nici... Ce s-ar fi întâmplat cu... Care ar fi fost de omenire? Ce s-ar fi întâmplat, o luăm mai din coași, mai aproape de noi. Toate descoperirile, Pitagora, Euclid, Arhimede, Tales. Împărțit, ei ar fi făcut descoperire acolo. Rămâne. Arhimede, rămâneam și tot ăsta. Nu transmiteai, nu comunicai mai departe. Alea rămânea pentru fiecare, era cu descoperirea lui. Da. Deci dacă nu ar fi existat comunicare. Comunicarea e definită ca aliantul dintre individ și societate. Practic, cheia dezvoltării societății. Da. Dacă oamenii nu comunică între ei, da, dezvoltarea stagnează. Și mergem mai jos. Dacă oamenii n-ar fi comunicat între ei, gândește că orice descoperire ar fi rămas la nivelul unui individ. Da? Vedeai că ăla au făcut, te gândești tu, poate încet, încet, da? Noi am fost oricum dacă n-ar fi existat comunicarea, repet, dacă prin absurd, oamenii n-ar fi vorbit între ei, n-ar fi comunicat nici verbal, nici non-verbal, omenirea ca nivel de dezvoltare era cu mii de ani în urmă. Da. Deci, asta ca să înțelegem că... Păi n-am mai fi știut cum să calculăm când ridicăm o casă, când ridicăm un corp. Nimic, da. Da. Deci comunicarea este o știință și o știință extrem de importantă, cum ți-am spus, cea mai importantă știință de pe acest pământ. Domnul Gheorghiță, poate și domnul Arafat, când au făcut ei, spre exemplu, acea platformă de vaccinare, rovaccinare, au apelat, evident, la un informatician. Da, pentru că acolo... Da. Și au făcut, da. Dar domnul Gheorghiță trebuie să înțeleagă, dacă ești medic, nu înseamnă că le știi pe toate. Ești medic, stai în banca ta, fă-ți meseria pe care poate o faci foarte bine, dar nu înseamnă că ești specialist în comunicare. Da. Mai ales, una e să fii, lucrezi la o instituție și transmiți ceea ce face instituția ca purtător de cuvânt, dar în situații de criză, da, iar situația nu trebuie să ascunzi nimic sub preș. Da, situația de criză este tratată de asemenea separat. Există manuale care se tratează comunicarea în situații de criză. Iar una din regulile de bază are comunicării în situații de criză, nu ascuns nimic, niciun adevăr. Bine. Acum, pentru că la un moment dat să panicăm. Dar din potrivă, ai panicat lumea în momentul în care ai ascuns. Păi stai că explic cum am panicat. Da? Deci nu a ascuns nimic. Pentru că orice minciună se întoarce mai devreme sau mai târziu în defavoarea ta, împotriva ta. Asta e una din regulile de bază ale comunicării în situații de criză.
Bun, acum spui cum am mințit, s-a întors că dacă oamenii nu știau. Problema asta e că știau. Da. Deci noi avem 40 ceva de mii de cazuri, puține vei spune. Noi vorbeam și atunci, după pandemie, că, și criticam acest aspect. Da. Dacă da, faptul da, da. Că nu se comunică. Da? Da. Știam și o persoană, da, care după ce a fost, după ce s-a făcut vaccinul, a făcut, mă rog, palpitații la inimă, a ajuns la Suceava, la intrat de inimă, apoi la Timișoara, așa mai departe. Și cazul ăsta a existat. Persoanele au familii, au rude, au cunoștințe, au prieteni. Oamenii și-au povestit. Da. Tu când ești ca autoritate și spui, nu sunt reacții adverse, da? Minore. Păi, dar stai puțin, eu știu pe vecinul de acolo. Sau pe rețelele de socializare erau pline de... Da, erau fake-uri, erau dezinformatori, da? Erau, îl închideau la unei închis site-uri pentru că au mințit. Nu. Deci aceste cazuri erau menționate. Și dincolo, bun, citeam prețea socializare. Nu, cred că mint toți aia. Dar eu știu că da. X, pe care îl cunosc, a pățit asta. Da. Și vine domnul Gheorghiță și spune, nu există, domnul Gheorghiță și camarii la lui, nu există niciun caz grav. Păi atunci, clar că stai puțin, ăștia ascund ceva. Da. Ar fi trebuit cu fiecare caz în parte să fie prezentat. Ăsta da. E cazul, nu dai nume și prenume, da? Da? Vârsta, persoana, ce are, greutate, dacă e așa, da? Hai să vedem ce s-a întâmplat. Da? Analizat și pus în fața opiniei publice, da? Da. Nu ascuns nimic, repet, în comunicarea în situații de criză, una din regulă este să nu ascuns nimic, da? Pentru că orice minciună se poate întoarce, nu se poate, cu siguranță se va întoarce împotriva ta, da? Iar împotriva ta, când zic ta, mă refer la domnul Gheorghiță, domnul Arafat, care au transmis atât de bine, au comunicat, împotriva lor s-a întors și prin rata aceasta scăzută de vaccinare. Da? Da. Dacă ar fi spus adevărul, uite, ca ți-am spus la comentariu, la postarea domnului Oprea, era unul, făcea calculul, bă, din 4 milioane, 40 de mii, nu înseamnă mare lucru. Bine, au mai fost, cu siguranță, reacția adversă care au fost postate, știi? Da, da. Noi spuneam și atunci că era exprimarea aia, spuneam eu, extrem de cinică, că dintr-o 100 de mii de persoane există sau există un deces la 100 de mii de persoane, sau un milion, nu mai țin minte, la 100 de mii de persoane, da? Da. Procentul e foarte mic. Spuneam, ok, dar dacă ăla... Apare întrebarea. Ăla-s eu, da? Da? Dacă mă nimeresc. Da. Autoritățile nu au comunicat, au crezut în înțelepciunea lor măreață, domnul Gheorghiță, de asta, dacă nu te pricep, nu te băga, lasă pe... Au ața specialiști de marcă în comunicare, în București, aproape acolo, da? Care sunt convins că dacă ăștia voiau să țină toți banii pentru ei din sistemul ăsta, bă, cheamă-l pe ăla voluntar să făcea, da? Voluntară să făcea, te consulta, asigura consultanță pentru a te învăța cum să comunici în astfel de situații. Da? Păi nu, dar și l-ar fi învățat, păi spunea din prima, nu ascundeți nimic și explicați. Îți dădea niște elemente. Și cum ai spus tu, fiecare caz în parte, apare astăzi un caz. Da? Și atunci lumea vede că tu ai deschidere. Da? Da. Nu mai există suspiciuni. Stai puțin, de ce minte la? Ce interes are? Da, cum? Nu, domne, am avut cazul ăsta. Uitați, a paralizat. Uitați, a murit. Doamne ferește, a murit. Dar hai să vedem de ce a murit. Da? Da. Aia, așa aia. Băi, cine aveți aia, așa aia, mai gândiți-o puțin, mai stați. Hai să vedem dacă puteți să vaccinați sau nu. Dar nu, vaccinați-vă, nu intrați în magazin. Nu. Eu sunt vaccinat, da? N-am nimic împotriva. Da, nu intrați în magazin dacă nu sunteți vaccinați, nu aveți voie acolo, da? Da. Că doamna Ursula ne-a trimis să ne vaccinăm, că uite, 5 miliarde, hai să vedem acum, ca să revenim la subiectul inițial, poate dă socoteală pentru 5 miliarde, noi am luat 100 de milioane de doze de vaccin, da? Trebuia să facem 5 rapeluri fiecare, ca să, mă rog, rapelul al treilea, al patrulea, da? Da. Adică s-au învârte niște bani. Repet, n-ai vrut să plătești expert în comunicare, îți asigurau ea. Și dacă se uitau, știi cum, dacă se uitau la televizor, la ce spuneau specialiști în comunicare, pentru că ei stau câțiva specialiști care intrau în postul de televiziune, atâta trebuia să uitau la televizor să ia notițe. Bă, uite așa. Da? Da. Dar, repet, când o să înțeleagă domnul Gheorghiță, domnul Arafat, dar și alți oficiali și ai statului român, dar și poliție în general, da. Că a comunica este o știință. Da? Dacă tu știi să vorbești coerent, corect din punct de vedere gramatical, poate ai și o voce melodioasă. Nu înseamnă că ești un bun comunicator. Da. Comunicarea are niște reguli. Și mai ales
sau cu atât mai mult în situații de criză. Da. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.